Credere biblică este cu totul altceva, nu posibilitatea de a păcătui și de a face bine în mod egal. A nu e voință liberă. Dumnezeu este cea mai liberă ființă din univers și nu poate păcătui. Libertatea absolută este să nu mai păcătuiești. Să ajungi într-o asemenea stare în care să nu mai vrei și să nu mai poți păcătui. Hristos nu poate păcătui. Sfinții din cer nu pot păcătui. Nu vor să păcătuiască. Ăia sunt liberi, cu adevărat. Domnul pune în contrast libertatea cu robia față de păcat. Da? Cine face păcat este rob păcatului. Dacă fiul vă va face slobos sau liber, veți fi liberi. Libertatea este când fiul ne scoate de sub păcat și ne ține în sfințenie. Însă, chiar și în împărăția lui Dumnezeu și după ce suntem glorificați, motivul pentru care nu păcătuim este pentru că suntem ținuți într-un har continuu al lui Dumnezeu. Pentru că suntem înconjurați de prezența lui Dumnezeu.